Hristos a înviat. În ediția de astăzi continuăm să vă arătăm minunata lucrare a lui Dumnezeu prin monahiile de la Mănăstirea Pasărea, în atelierele Patriarhiei Române. Astfel, secția de cizelură a făcut posibilă existența unor icoane relicvar și racle pentru Sfintele Moaște din argint, ce împodobesc bisericile noastre. Vă aflați în Mănăstirea Pasărea, atelierul de cizelură al Patriarhiei Române. Aici noi, în secția care vă aflați, se lucrează mai mult obiecte din argint. Racle, copilul de Evanghelie, icoane. În funcție de comenzile care sunt, se face înainte. Dacă, de exemplu, dacă este racle, se face un proiect, după aia desenul, și se lucrează. Și la icoane la fel. La racle, sigur că se face proiect înainte. Sunt mai multe operațiuni. În primul rând trebuie să ai o smoală preparată special. Prima operație să scoate desenul. Maica Cristofora a scos schița și a punctat-o la o icoană. După se încălzește smoala pe un blat, se lucrează negativul. De exemplu, la icoane. Avem un ciocan rotund care trebuie scos corpul atunci când e caldă smoala de desubt, ca să dilate tabla, să putem să-i dăm forma. Avem mai multe dăltițe, ciocane mai grele, în funcție de ce avem de lucru. Se lucrează întâi negativul, după se scoate după smoală și se curăță cu butelia, se arde cu brainerul, se îndreaptă și se pune pe un grătar, se pune smoală ca să poată lucra pe față, se pune două straturi de smoală. Acolo ce avem? Aici avem negativul, sunt niște bentițe pentru o raclă care am lucrat-o, mai avem ceva de terminat, și negativul, sunt niște bentițe. Deci prima dată ca să poți să iasă, să scoate desenul, se punctează și se lucrează pe negativ. După se scoate, se îndreaptă și se pune pe un grătar, se pune smoală, întoarcem icoana sau ce este piesa și se lucrează pe față, indiferent ce este. Se croiește și se începe să lucreze pe față. După ce s-a lucrat pe față, se face finisajul, se scoate după smoală, se curăță din nou cu brainerul, se îndreaptă, cum aveți aici niște icoane care sunt terminate de lucrat la noi și niște piese de la o răcliță cu Sfântul Pantelimon. Noi le îndreptăm, le predăm la atelierele Patriarhiei, ei acolo le lustruiesc, le finisează și le montează. Aceste bentițe pentru ce raclă sunt? Această raclă cu moaștele Sfântului Pantelimon va ajunge la Biserica Mavrogen din București, o să se construiască, am înțeles, un așezământ social. Noi suntem trei în echipă. Pe mine mă cheamă Maica Fanuria, Maica Cristofora și Maica Fevronia. De când lucrați în această echipă? În această echipă lucrăm din 1997. Numai aici, la icoane, la cizelură, mai de mult. Din 95, Maica din 93, Maica Cristofora. Mă numesc Maica Fevronia, lucrez în acest atelier din 2000, anul acesta fac 23 de ani. După ce am terminat seminarul teologic, am fost angajat aici în atelier. Când se elibera un post, intrau măicuțele care erau mai tinere, că ieșeau cineva la pensie. Și atunci aici a fost și am început și eu să lucrez. Măicuțele două, Maica Fanuria, care este sora mea, și Maica Cristofora, eu am învățat de la maici. Maicile au învățat la un meșter în București. Ce lucrați acum, în momentul acesta? În momentul acesta eu fac o piesă din racla Sfântului Pantelimon, care o să meargă la Biserica Mavrogen din București. Este exteriorul capacului, aici este reprezentată crucea patriarhală plus motiv floral.
care sunt operațiunile pe care le faceți în mod curent la obiectele care vă vin la rând în atelier? După ce sora mea a făcut negativul, cum ați văzut acolo, aceea este altă piesă tot din această raclă, care încă nu s-a încheiat. După ce s-a lucrat negativul, eu preiau fața obiectului. Și atunci, operațiunea care o fac se numește croit, motiv floral care trebuie în prima dată croit. După aceea se dă cu un ciucur și apoi se scade, ca o patină se face, cum este la sculptură. După ce o să încheie această raclă, că trebuie să o predăm pentru a se putea încheia, urmează icoana Maicii Domnului, care măicuța o scoate schița și o punctează, care merge în Ploiești, la Biserica Sfânta Vineri. Sigur că este un lucru frumos, dar și destul de greu. Deci îți trebuie foarte multă răbdare, îți trebuie har de la Dumnezeu, ca să zic așa, dar ca să poți să-ți dea Dumnezeu har, să poți să faci, tu trebuie să faci ca pentru Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu cumva, El lucrează și iese lucrul cum trebuie, dacă faci lucrul ăsta. Nu este simplu, trebuie multă experiență în spate, dar și foarte multă voință și dăuire, așa cum a zis maica. Și să nu mai ții cont de persoana ta că nu mai poți, sau, adică știi că trebuie făcut și cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să duci la bun sfârșit lucrarea care ai primit-o în sarcină. Durează lucrul la o icoană, lucrul la o raclă? Depinde de complicația lucrării. Răclița asta, fiind mai mică, a lui Sfântul Pantelimon, este de 45 pe 25, 15 înălțime. Cum suntem noi trei în echipă, lucrăm cam vreo două luni împreună. Icoanele depinde tot așa, cât de complicate sunt, care sunt mai mari, unele mai mici, depinde ce facem. Dar lucrările, de exemplu, mari, raclele mari, se lucrează câteva luni bune, de exemplu. Deci, în momentul de față, toată echipa de la Cizelură, de la Mănăstirea Pasărea, lucrează pentru racla Sfântului Pantelimon. Da, da, pentru racla Sfântului Pantelimon. Și aici avem o icoană care am terminat, am lucrat un intercalat al Sfântului Ioan Iacob. E aproape terminată. Până pregătim un desen, până facem operații, noi lucrăm pe operații fiecare. Atunci facem într-așa fel să aibă fiecare ce face. Depinde și ce termene sunt și cum îi se cere. În funcție și de termenele de predare, da, lucrați da, în continuare, da, da. Aveți ceva în lucru, aproape terminat, începeți următoarea comandă. Da. Poate să avem de lucru, că lucrăm pe operații. Deci maica începe, face schița și începem. După aia eu urmez ca să pun pe smoală și să scot negativul. Pe urmă, iarăși intervine și maica și ajută pe dos, de exemplu, să scoată cute ce mai trebuie. Maica Fevronia lucrează pe față și ea cumva le termină. Deja avem în lucru și icoana Maicii Domnului. Aceste racle și icoane din argint, lucrate în atelierele Patriarhiei Române de la Mănăstirea Pasărea de lângă București, ajung în toate bisericile ortodoxe românești, din țară și din străinătate. S-a lucrat și pentru Sfântul Munte, o răcliță cu o părticică din moaștele Sfinților Brâncoveni. S-a lucrat și în altă parte, Părintele Consiliei știe unde exact, s-a lucrat în afară, mi se pare că și în America, da? Sfânta Muceniță Marina, o răcliță mică. S-a lucrat și la Ierusalim mai înainte, am lucrat și pentru Ierusalim niște icoane. Am lucrat racle, cred că în toată țara aproape, în toate eparhiile, începând din Moldova, Vâlcea, Muntenia, foarte multe. S-a lucrat în foarte multe eparhii. De exemplu, anul trecut am avut niște lucrări destul de grele, să zic așa. Ne-a ajutat Dumnezeu și le-am dus la bun sfârșit. A fost racla Sfântului Ioanichie de la Muscel, o raclă mare, 1,60 m, că e Sfântul întreg. Am lucrat o lăcriță cu o părticică din Sfintele Moaște al lui Sfântul Grigorie, teologul, care s-a dus în București. Am lucrat și o raclă pentru mănăstirea noastră, că am mai primit Sfinte Moaște și
ca să nu adăugăm că nu iese bine, am făcut oraclă din nou și o să se așeze, să fie la un loc toate sfintele moaște care le avem. Am lucrat și la Plumbuita, avem pe Sfântul Ioan Botezătorul, cred că acum 2 ani. Am lucrat foarte multe icoane, făcătoare de minuni, copii am făcut. Am făcut în București, Dulcea Sărutare, am făcut undeva, care s-a dus la Suceava, Maica Domnului Portărița. Am lucrat și Maica Domnului Prodomița, Ierusalimitisa. Am lucrat-o pentru Rădăuți, de unde suntem noi. S-au făcut foarte multe icoane, copii, foarte frumoase. S-a lucrat și răcrițe multe. Noi avem multe racle realizate cu ajutorul Lui Dumnezeu. În București avem pe Sfântul Nectare, avem și la Mănăstirea Antim, avem cel pe Sfântul Spiridon, Sfântul Mina. A doua raclă, că prima raclă am realizat în 2010, am început să facem la racle. Până atunci lucram la icoane și la acoperiș de Evanghelie. Atunci am încercat ascultare. Maica Stariță a vrut să face pentru mănăstirea noastră. Cu ajutorul Lui Dumnezeu am putut-o realiza și dacă am reușit, de atunci s-a lucrat foarte multe racle și le-am dus la bun sfârșit. În București sunt multe, nici numai la Darvari am lucrat, în Vâlcea foarte multe, Sfântul Calinic, Ierarh Calinic, Sfântul Nifon, am lucrat pe Sfântul Nicodim de la Tesmana, Sfântul Efrem cel Nou, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, foarte multe sunt. La ce sfinți aveți cea mai mare evlavie, având în vedere totuși că ați lucrat icoane și racle cu moaștele multor sfinți? În primul rând, Maica Domnului ocupă un loc important. Și toate icoanele, nu există ca să... Noi niciodată n-am făcut diferența, adică facem cu tot sufletul și cu tot dragul. Dar parcă cel mai mult m-a impresionat când am făcut racla Sfinților Brâncoveni în 2014, mai ales când am citit viața, că nu cunoșteam, și atunci a trebuit să citim viața ca să știm despre ce e vorba, m-a impresionat foarte mult. Cred eu că dintre mucenici a fost, mai ales că a fost și domnitor, a fost o jertfă foarte mare din partea Sfântului Brâncoveanu. Ce a făcut? Și parcă Sfântul Brâncoveanu e ceva deosebit. Și toți sfinții, bineînțeles, nu există. Și Sfântul Nectarie, și Sfântul Spiridon, și da, toți m-a impresionat viața Sfântului Constantin Brâncoveanu. Da, Sfinții Brâncoveni. Adică suferința Sfântului și s-a părut o jertfă supremă, nu știu, bineînțeles că nu compar cu jertfa Mântuitorului, dar dintre mucenici, nu știu de ce, m-a impresionat foarte mult și mi-a rămas. Ce am făcut cu Sfinții Brâncoveni, a vrut Dumnezeu, că am făcut oracle și la Mănăstirea Nechit, că s-a dat o părticică din Sfintele Moaște, am făcut și la Sfântul Munte, am mai făcut una la Hurezul, una identică cu Sfântul Gheorghe, da. Deci 4 oracle am făcut cu Sfinții Brâncoveni. Da.